Veste bună pentru hunedorenii care, din diverse motive, nu au reușit să își termine studiile gimnaziale. În anul școlar 2022-2023 continuă programul A doua șansă, destinat persoanelor adulte ce nu au absolvit școala generală și care se va desfășura în unități de învățământ din localitățile Călan, Petrila și Petroșani. Mai mult, după terminarea clasei a 8-a, aceștia pot urma cursuri de calificare în diverse meserii la agenții economici parteneri în program. Astfel revine calificarea la locul de muncă. Ne-am gândit și la cei elevi care, dintr-un motiv sau altul, nu au putut să-și termine studiile. E vorba de elevii care sunt pe programul A doua șansă, care termină efectiv gimnaziu, ei sunt la o anumită vârstă și trebuie să aibă o meserie. În acest context, în acest an, am introdus stagiile de practică. Deci, după ce termină și ei clasa 8-a, au posibilitatea să acceseze aceste stadii de practică, însemnă 720 de ore în care ei efectiv sunt instruiți pe meseriile pe care le vor putea face în continuare. Este vorba de electromecanică, construcții, comerț și așa mai departe. Avem asemenea oferte în cadrul Liceului Ovidiu Sușanu la Călan, Dimitrie Leonida Petroșan sau Colegiul Tehnic Constantin Brâncuș de la Petrila. Pentru cei 3032 de elevi din județul Hunedoara care sunt în prezent înscriși la cursurile de zi, sunt asigurate locuri suficiente pentru continuarea studiilor în 121 de clase, dintre care 88 de liceu și 33 la școli profesionale.